după aceste frumoase cântări și cuvinte din Biblie rostite, adem să redeschidem cuvântul Domnului și să citim din Evanghelia după Matei, capitolul 6, cuvântul lui Dumnezeu, începând cu versetul 5. Vă invit cu respect să stăm împreună ridicați. Evanghelia după Matei, capitolul 6, începând cu versetul 5. Când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este în ascuns. Și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spună mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci cea ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. În această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, în timpul pe care îl avem la îndemână, vom vorbi despre rugăciune sub titlul Rugăciunea pe care o ascultă Dumnezeu. E important să ne rugăm lui Dumnezeu și cu siguranță că e o mare nevoie și în privința aceasta și de o mare schimbare în viața noastră și a Bisericii lui Dumnezeu. Pe de altă parte, faptul că aducem rugăciuni nu rezolvă întotdeauna această nevoie. E posibil ca cineva să se roage și rugăciunea pe care o aduce să nu fie primită. Isus, în pasajul pe care l-am citit, ne vorbește despre un fel de rugăciune pe care Dumnezeu o respinge. Chiar dacă ea este adusă cu disciplină, cu consecvență, cu insistență, chiar dacă este făcută într-un mod consecvent și cu disciplină, totuși ea este respinsă. Respectiva rugăciune ne fiind plăcută lui Dumnezeu. Despre ea este vorba în versetul 5, când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii, Oamenii aceia, după ce s-au rugat, și-au luat răsplata de la oameni, a spus Domnul Isus. Și tu când te rogi, și cu aceasta începe să ni se vorbească despre rugăciunea pe care o primește Dumnezeu, o ascultă Dumnezeu. Pentru un copil al lui Dumnezeu, viața de rugăciune este fundamentală. Sănătatea vieții de credință depinde de timpul pe care îl dedicăm lui Dumnezeu în rugăciune, de felul în care reușim să fim în comuniune cu Dumnezeu în rugăciune. Rugăciunea este cheia unei vieți duhovnicești, binecuvântată de Dumnezeu și însoțită de biruință. E puțină putere în viața credincioșilor și pentru că e puțină rugăciune. Domnul Isus a spus, rugați-vă ca să aveți putere. Rugați-vă ca să primiți putere. Despre rugăciune, în această dimineață, vom împărtăși câteva lucruri și un prim lucru pe care aș vrea să îl scoatem în evidență, ține de înțelesul rugăciunii. Până la urmă, ce este rugăciunea? Cum să definim rugăciunea? N-am nicio îndoială că la această întrebare Dumnezeu ne-a binecuvântat până acum cu înțelesuri, cu răspunsuri și știm ce e rugăciunea. În scopul motivării noastre ca să ne rugăm lui Dumnezeu și mai mult, haideți să ne aducem aminte și să punem împreună o definiție mai largă a rugăciunii. Aș înțelege că rugăciunea trebuie definită ca necesitate. Rugăciunea este un trebuie. Rugăciunea nu este ceva secundar, facultativ, auxiliar, ceva ce poți lăsa pe altă dată. Rugăciunea, în viziunea Domnului nostru Isus, este un trebuie. Domnul Isus nu a spus dacă vă rugați, să ziceți, ci Domnul Isus a spus când vă rugați, să ziceți. Și acum pentru dumneavoastră, pentru noi, este întrebarea când vă rugați. Când? Rugăciunea este un trebuie. Așa cum trebuie să ne odihnim, așa cum trebuie să bem apă, așa cum trebuie să ne hrănim cu hrană, la fel trebuie să ne rugăm. Rugăciunea este un trebuie. Ea este definită de Scriptură ca necesitate. Secretul unei vieți duhovnicești binecuvântată de Dumnezeu depinde de îndeplinirea acestui trebuie. Pe de altă parte, rugăciunea este întâlnire cu Dumnezeu. Rugăciunea nu se limitează la un anumit ritual. Poți să îndeplinești un ritual, să ai o formă a rugăciunii, să te îndelinicești cu exercițiul rugăciunii și totul să nu te rogi. Pentru că rugăciunea nu se limitează la o anumită formă. Rugăciunea trece dincolo de forma ei, ea este întâlnire cu Dumnezeu. A ne ruga după voia lui Dumnezeu, a fi primită rugăciunea înaintea lui Dumnezeu, înseamnă să căutăm fața lui Dumnezeu. Necesită să căutăm fața lui Dumnezeu. Întâlnirea, rugăciunea este o părtășie cu Dumnezeu, este întâlnire cu Dumnezeu. A ne ruga nu înseamnă să repetăm anumite cuvinte. Așa cum citim aici că Domnul Iisus a osândit pe cei care bolboroseau aceleași cuvinte crezând că sunt ascultați. Isus a zis, voi să nu vă asemănați cu ei. Putem să repetăm în rugăciune cuvinte frumoase, putem să reproducem o anumită formă a rugăciunii însoțită de un chip evlavios și totuși Dumnezeu să ne respingă. Rugăciunea este căutarea feței lui Dumnezeu. Cel care se roagă trebuie să fie preocupat să fie în părtășie cu Dumnezeu, în comuniune cu Dumnezeu. Pe de altă parte, rugăciunea este un semn vital al omului născut din nou. Rugăciunea este un semn vital al credinciosului. Așa după cum organismul Viața, așa cum a rânduit-o Dumnezeu, se caracterizează prin semne vitale, la fel viața spirituală are semne vitale. Dacă recunoaștem că un corp e viu prin faptul că inima pulsează sânge, plămâni, respiră, inspiră, expiră aer, la fel vom recunoaște că un suflet este născut din nou și trăiește cu Dumnezeu prin faptul că are viață de rugăciune. Dacă vă aduceți aminte, când Domnul prin Duhul a vorbit profetului Anania despre întoarcerea la credință a lui Saul, nu a zis lui Anania, dute că Saul a primit pe Domnul Isus. N-a zis asta. Deși Saul a făcut asta. N-a spus, dute că s-a făcut creștin. N-a zis, dute că a trecut de partea noastră, numai dușmanul nostru. N-a zis, Dute, că s-a pocăit de păcate și că-i pare rău. N-a zis asta. Toate astea s-au întâmplat în viața și în inima lui Saul. Și ele au fost descrise de Duhul Sfânt printr-un cuvânt foarte dens. A zis așa, Dute, că se roagă. Rugăciunea este semn vital al omului născut din Dumnezeu. Dacă așa stau lucrurile. Asta înseamnă că rugăciunea noastră vorbește despre spiritualitatea noastră. Viața noastră de rugăciune vorbește despre identitatea noastră spirituală. Dacă suntem sau nu născuți din nou, dacă suntem sau nu aproape de Dumnezeu, se vede și din felul în care ne îndelenicim cu rugăciunea. Dumnezeu te rogi? Viața de rugăciune este esențială. Pe de altă parte, rugăciunea este loialitate, este credincioșie față de Dumnezeu. Rugăciunea nu marchează doar însemnele prezenței vieții spirituale, ci rugăciunea este și o expresie a credinței, a credincioșiei, a loialității și a ascultării față de Dumnezeu. Omul credincios se roagă. Și pentru că se roagă, Dumnezeu întărește inima și rămâne mai departe credincios. Crescând în credință, noua stare de credință în care a ajuns îl va determina să se roage lui Dumnezeu și mai departe, și mai mult, și mai substanțial. Și așa va crește. Rugăciunea este loialitate față de Dumnezeu. Cu toții am auzit de oameni care l-au părăsit pe Dumnezeu, de oameni care au căzut din credință. Au ajuns să trăiască, să cadă în păcate mari, au ajuns să întoarcă spatele Domnului Isus, ba chiar unii au ajuns să bagiocorească numele Domnului Isus în căderile lor răsunătoare. Cum au început aceste căderi? Frații mei, primele lucruri abandonate. Sunt cele care țin de devoțiune personală. Rugăciunea, postul, citirea în ascuns a scripturii. Chestiuni care țin de viață duhovnicească. Și aceste chestiuni nu fac imagine publică. Ele se fac discret. Te rogi acasă, citești Biblia acasă, postești discret. Cum a spus Isus. Nu ca să fii văzut de oameni și prețui de ei, ci ca să fii văzut de Dumnezeu pe care îl iubești și pe care vrei să-L urmezi. Dacă cineva cade din credință, mai înainte de a fi făcut lucrurile alea grozave care au făcut de rușine familia și biserica, omul acela, multă vreme înainte, a părăsit rugăciunea a zice că părăsim rugăciunea chiar înainte de a părăsi venirea la biserică. Sunt oameni care continuă să vină la biserică, deși au părăsit odăița rugăciunii, locul acela de rugăciune. De aceea am zis, rugăciunea este credincioșie față de Dumnezeu. Ca acolo, în discreția sufletului tău, în intimitatea relației tale cu Dumnezeu, te rogi lui Dumnezeu căutându-i fața. Rugăciunea este și un mod de viață. Apostolul Pavel a spus rugați-vă neîncetat. Când Pavel spune să ne rugăm neîncetat, nu înțelege prin aceasta că necontinit trebuie să stăm în genunchiat sau ridicați în picioare și să vorbim în rugăciune. Viața, după cum bine cunoaștem, comportă și alte responsabilități care necesită atenția noastră. Trebuie să muncim. Trebuie să ne ocupăm de educația copiilor. Trebuie să învățăm, trebuie să ne odihnim nu am Ei, activități care cumva cer concentrare pe respectivele acțiuni. Cu toate acestea, cuvântul rugați-vă neîncetat, rămâne. Înțelesul acestui cuvânt este că un om al lui Dumnezeu trebuie să abordeze rugăciunea ca mod de viață. Pentru un copil al lui Dumnezeu rugăciunea nu este o excepție, ci este regulă. Nu e un eveniment care are loc undeva cândva, ci este felul lui de a fi, e modul lui de a fi. Atât de multe preocupat și se îndelinicește cu rugăciunea, încât rugăciunea intră în fundul lui sufletesc, în subconștientul ființei sale. Și când găsește un repaus, din reflex se duce la rugăciune. Nu mai e nevoie să facă un efort conștient și programat, ci efectiv din interiorul lui, din reflex duhovnicesc, se roagă, se bucură să se roage. De bună seamă că disciplina rugăciunii rămâne. De asemenea, trebuie să spunem că rugăciunea este un instrument prin care Dumnezeu face schimbări. Face schimbări în cursul evenimentelor, în cursul împrejurărilor. Rugăciunea, după învățătura Sfintelor Scripturi, are putere. În urma rugăciunii au loc transformări, schimbări. Dumnezeu ascultă rugăciunea. Rugăciunea nu e terapie psihologică. Unii au zis că rugăciunea este un fel de descă descărcare, descătușare sufletească. Te eliberezi de stres când te rogi. Astea sunt definiri psihologiste. Nu. Noi credem într-un Dumnezeu viu. Rugăciunea implică dialogul cu acest Dumnezeu viu, care în cuvântul său vorbește despre rugăciune ca fiind un instrument, o neltă, pusă la dispoziția creștinilor, pe care creștinii o iau în mâinile lor și o folosesc ca să fie schimbate evenimente și împrejurări. Domnul Isus a spus, cereți și vi se va da. Și în altă împrejurare este scris, nu aveți pentru că nu cereți. Rugăciunea face diferența. Oamenii lui Dumnezeu care au o experiență a vieții de rugăciune, mărturisesc că în urma rugăciunilor pe care l-au adus, evenimentele au căpătat alt curs. Dumnezeu a făcut schimbări. Cel bolnav a fost vindecat, cel slab a fost întărit, situații în aparență, fără ieșire și au căpătat deodată deschidere și soluție, Dumnezeu lucrează prin rugăciune numele Lui să fie slăvit în veci. Personal am avut multe experiențe în cursul anilor care probează că rugăciunea este un instrument prin care Dumnezeu face schimbări. Binecuvântat să fie numele Lui cel Sfânt. Vă rugați Lui Dumnezeu? Cum e viața dumneavoastră de rugăciune? Hai să ne uităm la un verset pe care l-am citat în această dimineață și acest verset este Matei, capitolul 6, versetul 6. Să ne uităm împreună la el. Isus, în cuvântul acesta, a spus așa, Și tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te Tatălui tău care este în ascuns. Și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Priviți, vă rog, cu atenție cuvintele acestui verset și să încercăm să le luăm pe rând, la rând. Întâi de toate, găsim acolo aceste prime două cuvinte. Ci tu. Prin cuvântul ci se arată ceva în opoziție față de ce a fost înainte. Această rugăciune învățată și cerută de Domnul Isus, este pusă în opoziție cu felul fariseic, fățarnic de a aborda rugăciunea. Rugăciune pe care Dumnezeu o respinge. De această dată se vorbește despre rugăciunea pe care o primește Dumnezeu. O asemenea rugăciune, după vorbele lui Isus, cere o persoană dedicată. Tu. Dați-vă, vă rog, la cuvânt. Ci tu. Totul începe cu un om care își pune pe inimă să se roage. Ești tu acel om. Rugăciunea necesită o persoană consacrată, dedicată, care a ales să-și pună pe inimă să se roage. Ești un asemenea om? Trebuie să fii un asemenea om. Mai departe, rugăciunea necesită un timp stabilit. Și tu când te rogi? Aceste vorbe, când te rogi, subliniază faptul că rugăciunea necesită un timp pus deoparte, un timp stabilit. Tu când te rogi. Frații mei, știți de ce ne rugăm puțin? Sau deloc? Din pricina faptului că în agenda noastră, în planificările noastre, nu este trecută rugăciunea. Am mulți prieteni aici în Viena și îi întreb, putem să ne vedem mâine? Și îmi zice, nu pot mâine pentru că am termin. Adică ce? Ceva pus în agenda. O să înceapă școala. Kevin, lunea viitoare unde o să fii? La cursuri. Nu vă supărați că vă întreb, dumneavoastră, suntem din vârstă vreme. Mâine dimineață mergeți la serviciu. La ce oră începe? La șase. Mâine dimineață, la ora șase, unde veți fi? La muncă. Înțelegeți ce spune acum? Asta se numește agendă. Asta se numește planificare. Și disciplină. Nu pot cere fratelui ca mâine dimineață la ora șapte să ne întâlnim în altă parte, câtă vreme în agenda dumnealui există o obligație, există un contract, există o decizie față de care s-a angajat și pe care o respectă. Va fi acolo. Pentru că asta a hotărât și așa a stabilit și om serios și se ține de cuvântul dat. Știi de ce nu te rogi? Pentru că nu s-a pus asta în agenda. E lăsat așa, dacă o fi vreme și niciodată noi. Așa cum luni dimineața la ora 8 intri în clasă, la ora de matematică sau ce oră va fi, așa cum la ora 6 sau la 7 sau la câți programul intri pe poarta fabricii sau a firmei și nu întârzi, știi bine câte costă dacă întârzi, te ții de cuvânt, serios, la fel, în planurile tale, trebuie să fie când te rogi. Trebuie să o pui acolo. Și vei spune de la ora 6 la 6 jumate sau de la ora 5 la 5 jumate, dimineața sau seara, în funcție de particularitățile programului dumneavoastră, trebuie să existe acest când. Ai așa ceva? Știți de ce nu avem? Pentru că nu e important pentru noi. În agenda noastră, întotdeauna este loc pentru ceea ce e important și pentru ceea ce iubim. Va trebui să ne reașezăm prioritățile și să facem loc în planul nostru. Lăsați-vă, rog, versetul, până la capăt, că numai două vorbe am zis din el și mai sunt. Să vedeți că întreg la cele în germană. Da. Da. Uh. Rugăciunea mai departe implică o acțiune fermă. Uitați-vă la următorul cuvânt. Intră. E o acțiune hotărâtă, fermă. Rugăciunea ascultată de Dumnezeu. Cere o persoană consacrată, un timp pus deoparte și o acțiune fermă. Intră în odăița ta. Trebuie să faci ceva. Asta presupune să te desprinzi de altceva, să lași în urmă ceva, să selectezi, să-ți rânduiești prioritățile, să dai întâietate. Intră în odăița ta. O acțiune fermă. Întotdeauna vor fi mâncători de timp. Frații mei, ceea ce iubim, facem pentru ceea ce, ceea ce considerăm noi că este important, se regăsește în agenda noastră. Se mai regăsesc în agenda noastră urgențele. Cât ar fi omul de ocupat când apar o situație de criză, se duce. Îți faci vreme. Să nu așteptăm să vină urgențele ca să le facem. pleme. Rugăciunea, stimați frați, trebuie înțeleasă ca o trebuință pentru suflet. Ca ceva imperativ. Trebuie să te rogi. Intră în odăița ta. Acordă întâietate rugăciunii, dă-i greutate. Consideră importanța. Reconsideră-ți planurile zilei, punând rugăciunea în agenda zilei. când e vorba de urgențe, toți ne facem vreme. Să nu spui că nu-ți faci vreme când trebuie să te duci la baie. Oriunde ai fi, orice ar fi, cu rușine, cu de rușine, îți cer scuze, toată lumea te înțelege și ai plecat. Vorba lui Murphy. Durata unui minut depinde de care parte a ușii de la baie te găsești. Lungă-i tare, dacă ești unde nu trebuie. De ce nu avem timp de rugăciune? Știți de ce? Pentru că pentru noi nu e important. Și dacă definim rugăciunea ca întâlnire cu Dumnezeu, mă îngrozesc la gândul că am putea conclude că nu ne rugăm pentru că pentru noi, Dumnezeu nu e important. Nu iubim unde ajuns de mult ca să. Îl cuprindem în agenda noastră zilnică. Și cu siguranță că Dumnezeu ne cercetează și prin cuvintele acestea ne vorbește, căutând să ne îndrepte. Rugăciunea necesită un loc potrivit în odăița ta. Intră în odăița ta, pe lângă persoană consacrată, timp stabilit, acțiune fermă, necesită și un loc, odăița ta, locul tău de rugăciune, care poate fi un spațiu din locuința pe care o ai sau un spațiu undeva găsit. Aici putem avea idei. Poți să-ți cauți un loc într-un parc. Poți să-ți cauți un loc de rugăciune undeva în mijlocul naturii. Poți să-ți cauți un loc de rugăciune, eu știu, la biserică. După ce am vorbit în biserica noastră pe tema aceasta, la o vreme, era așa, toamnă târziu, târziu, trecut de prima jumătate a lunii noiembrie, se lăsase frictare. Și acest tânăr a venit și a zis, frate Nelu, am o rugăminte. N-ați putea să-mi dați și mie o cheie de la biserică, acolo la demisolul bisericii, pentru o intrare separată, dacă aș putea să am și eu o cheie tare, aș fi bucuros, tânăr de 16-17 ani. Tată așa la el și-a întrebat, ce ai tu nevoie de cheie la biserică? La care el a zis, frate Nelu, mă -te ți aminte când azi primăvară ne-ați vorbit de rugăciune și că trebuie să avem un loc de rugăciune? ce noi suntem mai mulți frați acasă și nu am unde să mă rog acasă. Dar mi-am căutat în gară, acolo, într-o parte a gării, sunt niște vagoane abandonate, vechi. Acolo, într-un vagon din acela, mi am găsit un loc în care m-am rugat. Dar atât ai de frig că nu mai pot să mă rog acolo. N-aș putea să am o okay, cheie de la biserică să vin dimineața înainte de a pleca la școală aici să mă rog? Ce ziceți, ți-am dat cheia? Trebuie să ai idei. Trebuie să găsești soluții. Dacă vii și zici, da, unde mă ruga, nu mă mai rog, crezi că ai rezolvat cu asta problema? Fii creativ, vă. Care e odăința ta? Poate fi în mașină, în parcare. M-am dus în părțile acestea și am văzut pe oameni cum își caută loc unde să scrie, să duc la o ceaidărie, la o cafenea și găsesc un loc acolo. Cum ar fi dacă te întoarce cu spatele la oameni, cu căștile pe urechi și te găsi un loc de rugăciune acolo, ce. Te scoate cineva afară. Vezi ce la colțul străzii. Probabil. Creează ceva. Inovează. Caută-ți locul acela la de rugăciune. Cine îl dorește cu adevărat, îl va găsi. Rugăciunea necesită o stare sufletească potrivită. Cuvântul continuă zicând, încuieți ușa. Acest încuieți ușa are la Noi, în acestor vorbe, ține de stare sufletească potrivită. Asigură-te că timpul acela pe care l-ai consacrat lui Dumnezeu în rugăciune va fi consumat acolo, făcându-ți rost de inima cea bună, încuieți ușa. Rupe contactul, legăturile cu cei din jur care ar putea să te distragă, cu acei factori care ar putea să-ți rupă atenția și să concureze cu Dumnezeu pe care ai ales să-L urmezi în rugăciunea ta. Încuieți ușa. Asta poate însemna să închizi telefonul pe când te rogi. Nu vi s-a întâmplat că în timp ce ne rugăm sună telefonul? Sună și în timp ce predici câteodată. Da. No, no, nu e problem problemă. No. Este o problemă ușor rezolvabilă. Zicea odată un frate, zice, Mai, nu știu cum se întâmplă, când mă pun la rugăciune, atunci pune cel rău pe nu știu cine să mă sune. Și am zis, stai, nu pune problema așa, nu l-a pus cel rău să sune. Ușa e ușă și omul când vrea să intre, pune mâna pe clanță. Telefonul e telefon, de ai făcut să sune. Dumneata să-l oprești. Al să spui că cel rău a pus pe un copil sau pe nevastă ta să din ce tu te-ai rugat. Problema nu e la cine te sună, problema e la tine, care n-ai știut să cui ușa. Când ne ducem la serviciu, nu ne permitem ca în orele de serviciu să facem și altceva. Am închis ușa și plecăm de acolo la trei la patru, sau la cât o fi. M-a avut odată un student, eram la clasă și vine un mesaj, se ridică în picioare să iasă afară. Și zice, unde te duci? ce a venit poștaș, să te duci cu el să stai. Nu ne dezonoresc clasa, dăm prioritate altora. Și -a zis, nu mă mai duc atunci, stai jos, să aștepte poștașul. Ce iubești? Rugăciunea se adresează persoanei potrivite. Uitați ce frumos spune, și roagă-te tatălui tău. La mijloc e implicată ființa lui Dumnezeu, tatăl, tatăl tău, dar și o relație profundă, frumoasă, personală cu Dumnezeu, tatăl tău. Să nu pierdem din vedere, că nu zice, roagă-te lui Dumnezeu Iagve, Roagă-te Creatorului. Nu zice așa, deși Tatăl la care se referă este Dumnezeu Creatorul. Dar nu îl definește așa, ci roagă-te Tatălui tău. E subliniată relația, comuniunea părtășia aceea Tatălui tău. E Dumnezeu Tatăl tău. Isus, detaliind asta. A spus când vă rugați să ziceți, Tatăl nostru care ești în ceruri. Deci, din nou, totul se fundamentează pe temeul acestei relații personale cu Dumnezeu, Tatăl tău. Și tot trebuie să fii copilul lui. Rugăciunea se adresează lui Dumnezeu, Tatăl, în contextul unei relații, relația personală cu Dumnezeu. Rugăciunea necesită această relație, Tatăl tău. Mai trebuie să spunem că rugăciunea nu este pentru mica publicitate. Cuvântul Domnului în locul acesta spune în încuie ușa. Această încuiere a ușii este pusă în opoziție cu obiceiul fățarnicilor cărora le place să se roage la colțurile ulițelor pentru ca să fie văzuți de oameni. În opoziție cu acest gând fire și păcătos. De a folosi rugăciunea pentru a câștiga imagine, capital de imagine, respect în fața oamenilor, prețuire, admirație de la oameni. În opoziție cu această ispită a firii pământești, trage după tine ușa. Rugăciunea nu e pentru mica publicitate. Te rogi în ascuns. Sigur că există o parte publică, o parte comunitară a rugăciunii, ne rugăm în biserică, ne rugăm în comun împreună cu poporul lui Dumnezeu. Iisus nu îndepărtează această abordare a rugăciunii, rugăciunea în biserică, rugăciunea în comun, rugăciunea alături de alți credincioși, este o rugăciune biblică, dar dați-mi voi să vă spun că acești oameni care se roagă împreună, când vin la rugăciune și se unesc ca să aibă înaintea lui Dumnezeu o cauză și să lupte în rugăciune, fiecare se adună de pe odaia lui și se pun la oaltă într-un loc mai mare în care se roagă la oaltă. Cine se roagă numai în biserică și acasă nu se roagă, ar trebui să se pocăiască să se schimbe. Cine nu se roagă în odaie și doar în public este un fățarnic. de -aia trebuie să se pocăiască. Cine se roagă tare în biserică, vorba unei femei din părțile noastre, eu am duh -a conduce biserica în rugăciune, nu o să te mustre, e și o braznică unele persoane cu o voce câțiva decibel peste. Și dacă îi întreb de ce fac asta? Și dacă ei se cercetează să vadă de ce fac asta, nu e că i-a prins căința. Că interesant este că păcate nu și mărturisesc când se roagă așa. Și doar induc, cred ei, o atmosferă. Ar trebui să se pocăiască de asta. Eu cred că rugăciunea în biserică poate să fie și înfocată și cu voce foarte ridicată și ne rugăm Domnului așa când Duhul Dumnezeu aprinde poporul așa. Dar stai acolo unde e poporul. chiar a pus nimeni ia, să deranjezi pe cei de lângă tine țipând ca fățarnicii la colț de piață. Uh, nădăjduiesc că n-au fost, -au fost înțelese greșit vorbele mele ca o punere împotriva Duhului de rugăciune, nu, ci un apel la cumințenie duhovnicească și la lăsarea în călăuzirea Duhului a rugăciunii neporniți din stinte firești, la baza cărora se găsesc dorință de a fi văzuți de oameni. Domnul să ne ferească de asta. Amin. Rugăciunea nu e pentru mica publicitate. Și în versetul acesta, în final, cuvântul spune Tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Rugăciunea este însoțită de o răsplată. Dumnezeu răsplătește pe acela care se roagă. Iată, dar, stimați frați, cât de frumos este acest cuvânt. Hai să-l recapitulăm. Rugăciunea primită de Dumnezeu cere o persoană dedicată. Tu, un timp pus deoparte când te rogi. O acțiune fermă intră, un loc potrivit în odăița ta. O stare sufletească bună, potrivită, în ușa. Rugăciunea se adresează persoanei potrivite, lui Dumnezeu Tatăl, roagă-te Tatălui rugăciunea se așează pe relația ta de credință cu Dumnezeu, Tatălui tău. Rugăciunea nu este pentru mica publicitate, roagă-te Tatălui tău care vede în ascuns. Rugăciunea este însoțită de o răsplată. Îți va răsplăti. Partea cu Germana, altădată. Aș merge spre concluzie apelând la hotărârea dumneavoastră pentru a ne ruga mai mult. Întrebarea care se pune acum este ce vei face cu acest mesaj. Frații surori, întotdeauna ne facem timp pentru ceea ce iubim. Cred că rugăciunea petrecută înaintea lui Dumnezeu, timpul de rugăciune, până la urmă, este un test al iubirii noastre față de Dumnezeu. Vă să punem rugăciunea în agenda vieții noastre. Chiar e nevoie să ne rugăm mai mult și mai bine. Abordați, vă rog, rugăciunea ca pe o disciplină. Așa cum elevul are orar și știe că marți de la ora 10 dimineața la ora 11 are clasă la matematică și s-a dus la școală și a intrat la matematică și stă acolo. Așa cum lucrătorul la ora 6 este la serviciu, și asta o face de ani de zile. Nu contează la ce oră să se colcă seara. Recuperez altă dată, dacă mai fi vreme. La șase, ești unde? Trebuie. Asta e disciplină. Cum ar fi oare dacă am încercat o reorganizare a agendei zilei, în așa fel încât să facem loc în fiecare zi pentru rugăciune și părtășie cu Dumnezeu? 30 de minute. Cum ar fi dacă ai identifica din cele 24 de ore câte sunt în zi, 30 de minute, jumătate de ceas. Deci una din 48. 30 de minute. Și să zici, de la 6 la 6 jumate, să presupunem că la 8 ești la școală. Sau dacă programul obligă să fii prea devreme la serviciu, să zici de la ora 5 la 5 și jumătate după masă, sau să zici de la 9 la 9 și jumătate seara, sau de la 10 la 10 și jumătate seara. Să nu spuneți că vă colcați la 10. Și că de la 10 la 10 și jumătate rezolvați problemele fundamentale ale societății omenești. Televizor, social media, conversații mărunte și uneori inutile, discuții la telefon cu unul, cu altul, mai deranjează și pe alții. Trebuie să găsim soluții. Caută intervalul acela de timp, jumătate de ceas. Și fă legământ în fața lui Dumnezeu, spunându-i, Doamne, promit să pun acest timp deoparte pentru rugăciune. Te rog, ajută-mă. Ajută-mă, Doamne. Dăm putere, dăm voință, dăm înfăptuire, ajută-mă să fiu consecvent, descoperă-mi-te în rugăciune, încălzește-mi în inima, arată-te acolo, ca să-mi fie ușor și drag să revin. Și așa vom avea biruință. În timpul acela vei începe prin a citi ceva din Biblie, vei îngenunchea apoi înaintea lui Dumnezeu și îți vei lăsa inima înaintea lui. S-ar putea pentru unii dintre dumneavoastră ce spun să fie cumva experiențe, vă zice, o, oh, frate, doi de mult stăm acolo și mai mult de jumătate de ceas. Domnul să vă ajute să continuați. Pentru alții, poate se va întâmpla cum mi s-a întâmplat mie la început. Am intrat în o dăhiță cu o râvne mare și am zis, rup, oră, aici stau și mă rog. Și mi-am spus rugăciunile. Și când m-am uitat la ceas, trecuseră șapte minute. Tai de mine, ce mă mai fac? Încă 53. Repetat de la capăt. Au mai trecut 5 minute. Ce mă fac? S-ar putea să găsiți obstacolul acesta? Știți ce să faceți? Puneți ceasul să sune. Nu ieși de acolo până nu sună de plecare. 30 de minute. Nu te poți ruga, ia Biblia, ai citești o foaie. Să nu cumva să iei telefonul în mână și să fii curios să vezi cine ți-a mai scris pe WhatsApp sau ce notificare ai primit pe Insta încuieți ușa. Ceas, nu pe telefon, ceas de -o la mare și o să sună. Da. asta dacă nu rezistați tentației de a vă verifica uh, telefonul. Nu te poți ruga, citești în Biblie, mai faci o rugăciune, citești în Biblie, ia cartea proverbe, citește un capitol, agață-te de un verset, roagă-te ce e acolo, cere lui Dumnezeu, dar nu te lăsa, Data viitoare vei merge cu un plan. Și vei zice, în primele minute mulțumesc lui Dumnezeu pentru. Apoi, în partea a doua, mă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu de toate greșelile mele. În partea a treia, cer Domnului putere să-L ascult. În partea a patra, mă predau Domnului și hotărăsc să-i fiu lui credincios. Apoi mijlocesc. Și acolo e o listă de rugăciune. Și pui numele unor oameni. Apoi, pe o altă listă, pui problemele tale personale, de la cele mici până la cele mari. Nu uiți să aduci Domnului mulțumire pentru că te-a ascultat și că e cu tine. Și înainte să pleci, ia-ți 3-4 minute în care să stai în prezența lui Dumnezeu și să taci. Cum a zis psalmistul? îmi îndrept dimineața către tine rugăciunea și aștept. Este acel moment de așteptare. În timpul acela, Dumnezeu îți va așeza în suflet gânduri, îți va atrage atenția asupra unor stări, asupra unor nevoi, îți va vorbi binecuvântat. Este momentul acela de adâncă cugetare în prezența lui Dumnezeu care ți s-a arătat la rugăciune. Și o să înaintezi. Vei experimenta momente când vei fi deranjat de ceasul care sună. Oh, așa de repede a trecut. Ești un om disciplinat, știi că trebuie să te duci la serviciu și te vei duce. Data viitoare vei intra în odaie un pic mai devreme. Vor fi și momente foarte grele. Rugăciunea ne va veni pe mâna stângă. Ca acel trup îmbolnăvit căruia i-a plecat pofta de mâncare. Când o vezi îți vine rău, nu-ți vine să mănânci, ești bolnav. Dar știi că dacă nu mănânci, nu te faci bine. Și înghiți plângând, înghiți. Așa e și rugăciune. Ce veți face? Hai să mai citim încă o dată acest verset. Și tu, citim cu voce tare, și tu când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te Tatălui tău care este în ascuns. Și Tatăl tău care vede în ascuns, îți va răsplăti. Amin.